să ne spuneți ce proiecte mai aveți în derulare în Comuna Stoienești. Săruna, bine ați venit! În momentul de față lucrăm într-un ritm foarte bun, datorită și lui Dumnezeu, prin ajutorul dânsului divin, că nu am avut zăpadă, s-a lucrat în permanență în această perioadă, la proiectul de 2,5 milioane de euro care l-avem în fosta comună, ca acum în cele 5 sate de acolo, inclusiv cu sursa noastră de apă, se lucrează într-un ritm foarte bun. Zic eu că constructorul va termina cu câteva luni de zile înainte de termenul propus și semnat prin contract, numai datorită acestui fapt că am fost lăsați să lucrăm în permanență, să lucrăm și sâmbătă într-un ritm foarte bun. Mai lucrăm în momentul de față la extinderea canalizării în satele Mogoșești, Budurești, Dobriceni, Suseni, Gruieni. Mai rămâne ultimul sat, Bârlogu, după ce terminăm cu această zonă. Aceste lucrări le avem pe PNDR2 și inclusiv în satul Zmeurât, sursa de apă pentru satul al 13-lea sat, care și aici vom termina lucrările vis-a-vis de alimentarea cu apă în toată comuna. Mai puțin în satul Zmeurât cu canalizarea, restul suntem rezolvați în câteva luni în totalitatea comunei. Mai lucrăm la căminul cultural la Dobriceni, unde nu-mi plăcea așa cum arăta, aveam un balcon care nu avea niciun fel de utilitate, era o lumină insuficientă și am un cămin în care vreau să spun că sunt, cred că, 10-15 nunți pe fiecare an. Tinerii noștri aleg să-și facă în sat, să nu mai faci deranjul pe la restaurante, unde știți, cu rezervări, cu de toate, dar aici este tot foarte simplu la noi. Și am zis să fie, să arate, vă dați seama, când face tânărul o nuntă, să fie, e unic în viața lui, să aibă un local în care să fie mulțumit. Atât ieri cât și... Atât în interior, cât și în exterior? Da. Deși aveam, l-am tot făcut de mine, 2012 este făcut, dar între timp, într-o locuință în care nu se locuiește în permanență și nu intră aerul mereu, știți cum este, se degradează și acum am decis să l-aducem la standardele de care era înainte. A fost finanțat din bugetul local? Din bugetul local, da. O lucrare care costă 2 miliarde de bani vechi, că l-am și anvelopat pe interior cu spumă, cu tot. E frumos, îmi pare rău că dacă mergeți o dată o să vă duceți să vizualizați, să priviți că avem cu ce ne mândri acolo. Legat de infrastructură, ce ne... La infrastructură vreau să vă spun că în momentul de față încep o asfaltare de 6,2 km, unde am totul licitat, totul. Nu mai încep să sunt drepte puțin vremea să dau ordine de începere pentru 6,2 km, urmând ca necesarul total al comunei, unde am SF-ul pregătit, l-am numai să aștepte semnalul de la Guvernul României că s-a dat drumul la un PNDR3 de 11,2 km. Dar aici marea majoritate a drumurilor sunt toate unde în momentul de față se lucrează la apă și la canal în fosta comună Cacova. Avem, da, deci cam 80% din asfaltul din cele 11 km vor merge numai acolo, restul bucățele mici, frânturi și prin Dobriceni, pe unde n-am putut să intervin până acum, am o porțiune în Bârlog și chiar aici în Stoienești la mine, pe ulița unde lucram, adică unde m-am născut eu, mărăcinii mari, spunem noi. Deci după ce o să discutăm și o să se aprobe acest proiect, cu siguranță se va aproba pe PNDR3, în comuna Stoienești nu va mai fi nevoie nici de nicio palmă de asfalt. Deci terminăm și cu infrastructura în totalitate. Dar până la s-a dat startul PNDL-ului 3, sperăm noi să fie cât mai repede. Dar în momentul de față nu sunt presat în cauza că încă nu s-au terminat lucrările. Cum știm, v-a spus că în proporție de 70-75% este lucrarea terminată acolo și mai sunt vreo câteva ulițe unde trebuie să se intervină cu conducta de apă și de canal. Deci nu mă grăbesc în momentul de față. Da. La apă și la canal să mai așeze un pic terenul, că știți cum este, dacă câteva ploi să-l facă, să-l mai taseze, să nu avem probleme. Iar la satele din Piscul Mare, la fel aveți... Da, pentru acestea mă refeream. Piscul Mare cu fosta comună Cacova e una și aceeași. Am uitat eu să vă zic acest lucru. Da. Școala din centru, știu că aveți... Da, la școala din centru... Chiar așa de aici, din lăcomia mea, de a face cât mai repede lucrurile, de a da drumul și a demara,
Am scos la licitație proiectare și execuție, am contractul l-am semnat tot cu fonduri europene, tot de 500.000 de euro, numai că, din, vă spuneam, din lăcomia mea, nu s-a prezentat nimeni. De două ori am scos la licitație și nu s-a prezentat nimeni și am decis să scoatem întâi proiectarea, cum trebuia să fac de la început, cum era și firesc, dar și acum cu asta, cu proiectarea am terminat. Ieri am făcut adresă către firma care a câștigat proiectarea, ca luni, după cele 5 zile, dacă celălalt, că au fost două firme la licitație, să nu conteste, această perioadă de 5 zile trebuie să o respectăm, luni, la ora 11, semnăm contractul pentru proiectare. Este un proiect și aici care l-a așteptat de foarte mult timp, cel cum era de fapt și cel cu apa, că ne-a luptat foarte mult în 2012 alerg ca să avem sursa noastră de apă, lucru care ne interesează foarte tare acum și cu școala de la centru. Va veni modernizată cu mărirea acum că 3 săli de clasă, cu un teren sintetic foarte frumos în curtea școlii. Le cam înghesuim un pic că vreau să demarăm și eu pe viitor, dar n-am demarat nimic în acest lucru, dar vreau să vă spun mai ce gândesc și ce am de gând, o sală de sport de 102 locuri. Că avem teren suficient acolo, dar n-am demarat nimic în acest lucru, nu pot să, ca o realizare. Dumneavoastră m-ați întrebat, dar o am în calcul. Să fie tot în curtea școlii? Da, în curte. Avem destul de generoasă curtea. Da, ne trebuie 2500 metri pentru sala de sport. Și sala de sport e închisă? Da, cu 102 locuri. Da. Sunt foarte multe primării care au accesat acest lucru, dar eu dacă am zis să le iau într-o anumită ordine, să nu le înghesuim, să luăm politica pașilor mărunți. Dar cu siguranță va fi și la noi în curtea școlii o stradă de 102 locuri. Școala de la centru va fi dotată și cu mobilier nou? Aoleu, asta am făcut-o. Avem mobilier nou, avem calculatoare, videoproiectoare, table cu marker, am totul. Deci este tot pe PNDL 2 le-am avut. Și lucru pentru care și mulțumesc Guvernului României. Dar la acea vreme. Eu îi mulțumesc la toți care mă ajută. Nu contează. Și critic pe cel care nu mă ajută sau mă ignoră. Ăsta este stilul meu și nu mă pot schimba niciodată de mine. Toți copiii vin la această școală sau mai aveți da. Altele? Nu, adresa? Am două microbuze școlare care se ocupă în fiecare dimineață și la 12 după să-i transporte copiii. Este o cheltuială și aici, că am făcut o socoteală acum la contabilitate cu doamna contabil, undeva la 2 miliarde. Ne costă toate cheltuielile, da. Să aducem 200 de copii la școală, cam așa cheltuielile sunt. Dar este un rău necesar, trebuie să... Da, nu avem ce să facem. Construi în alte sate școli? Am avut școli în toate... Da, dar numărul de elevi a scăzut, nu numai la mine, ca și toate localitățile, de altfel. Și cred că pe viitor poate să gătești o soluție și aici să le mai comasăm puțin. Și la o eventuală comasare, eu aș vrea să fiu cel care să vină ceilalți la mine. De asta mă și omor să fac o școală cât mai modernă și cât mai generoasă, ca încăperi. Școala pe ce va fi finanțată? Pe fonduri europene. Da, am semnat contractul, am tot finanțarea, deci nu, niciun fel de problemă nu am în acest... Numai că eu am întârziat-o cu aceste proceduri, v-am zis. Am fost la Craiova și am întrebat, domnule, pot să scot proiectare și execuție? Puteți, domn primar. Aoleu, gata, bucuria mea. Numai că nu mi-am dat seama că constructorii analizează cu atenție, nefiind un proiect făcut, el avea numai SF-ul, nu prea s-au înghesuit a veni la licitație. Sper că acum, după ce am scos, că am reușit cu, vă spuneam, cu proiectarea, să vină cât mai mult constructori, să nimeresc un constructor care să-și facă treaba. Referitor la grădinița cu program normal din satul Lovicen, da, grădinița de două luni de zile, copiii lași, cei 30 lui de copii lași sunt prezenți în fiecare zi, de luni până vineri. E un spațiu foarte frumos cu care chiar mă mândresc. O lucrare care, chiar dintre toate, care, dacă cineva mă întreabă de ce te bucuri cel mai mult în cele două mandate, de grădinița asta aici. Deși lucrări sunt foarte multe, dar îmi place foarte mult. Este chiar în centrul satului Dobriceni, satul în care, în proporție mare, decis ca eu să fiu aici pe acest scaun de care vă vorbesc și este cel mai numeros sat. Că și la Craiova am fost întrebat cum e, cum ai tu 30 de copii într-un sat, da. Și m-am dus cu copii pe certificate de naștere și le-am demonstrat că, uite, într-adevăr am. Și în momentul de față, parcă am făcut tot 30 lui, n-a scăzut, n-au crescut numărul. Și grădinițe și în alte sate? Nu. E de nu.
construită nouă acolo, dar mai avem o grădiniță cu încă 12 copii sau 13 la școală la centrul aici la Stoinești. Da. Legat de bugetul pe anul acesta, sunteți mulțumit? Da, și să mă recunosc, sunt mulțumit. Față de alți ani, sunt foarte mulțumit. Având în vedere că am mai scăpat oarece sumă la sfârșit de an acolo, m-am trecut în excedent, aveam foarte multe datorii. Și acum îngrijorător este când sunt persoanele cu handicap care se mulțesc aproape, nu știu, mereu. Da. Aici este o problemă foarte gravă. Cred că pe viitor sau în cel mai scurt timp va trebui să angajăm și am 5 cazuri în care am copii care au cu însoțitor și am un caz mai dificil acum cu un copilaj mic cu diabet și știți că la mine în comună nu aveam niciunul care să aibă carte de muncă, niciun angajat, pentru că în 2012 când am venit eu aveau 62 de inși, primeau și toți aveau dreptul la însoțitor, dar erau decât 13 cu carte de muncă. I-am trimis în șomaj la acea vreme, dar acum va fi nevoie să mai angajăm. Chiar mă gândesc de unde să mai luăm banii, că banii noi i-am împărțit pe unde am fost găurile făcute, cum se spune. În trecut ați avut întârzieri la plata asistaților? Am avut ultimele 2 luni, dar am avut poate și norocul că a venit guvernul nostru liberal și m-au înțeles, ne-am dus cu dovada clară că am rămas și am dat și suntem în momentul față, suntem la zi. Da, cu această problemă, care este, zic eu, părerea mea, foarte importantă, că sunt într-adevăr cazuri în care se așteaptă oamenii să-și ia banii, să-și cumpere medicamente și tot ce le trebuie. Sunt bolnavi și depinde. Da, 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 sigur că da, da. Chiar dacă nu toți, dar sunt și cunosc câteva cazuri care chiar au strictă nevoie de această sumă. Aveți multe cazuri? Multe 92. Da. Cam foarte multe. Cam. Și se tot da, așa este. Aceasta este îngrijorarea. Salubrizare. Cu salubrizarea, ce să vă zic, își fac, sunt mulțumit de serviciu, asta sunt, că vin și respectă pe fiecare marță programul, dar sunt un pic supărat pe preț. Prețul, având în vedere că și oamenii sunt săraci, n-am reușit să vadă că vreo 800 și vadă contracte și acolo am decât o singură persoană și peste tot ceea ce se încasează de la cetățeni, mai venim noi cu o sumă destul de frumușică și de enervantă, totodată pentru noi, undeva la 10, 12, 13 mii pe lună, o sumă pe care am putea să facem totul altceva cu banii, dar asta este, nici nu-mi doresc să rămână, să plece, să nu avem o firmă care să ne să ia gunoiul, că altfel am devenit ce să facem, o comună îmbăxită de gunoaie. Și așa și în condițiile acestea și am foarte mult de lucru. Trimit viceprimarul pe fiecare aproape la 2 zile, la 3 zile, pe ambele drumuri județene, că nu știu, poate din mașini le aruncă să strâng și nu suport să le văd pe marginea drumului nicio hârtie, niciun sticlă goală sau un pet. Dar cei care nu au contract cu firma de gunoi, cetățenii, unde le duc? Asta zic și eu, dar sunt drumuri prin care n-am forțat, pentru că nu sunt eu pregătit. La infrastructura care vorbeam la începutul interviului, nu pot să, și unde nu intră mașina de gunoi, nu pot să forțez omul să facă contract. Când omul asfalta și omul face și totul este, atunci o să merg, așa cum am mers și pe cele aproape 800 de persoane, eu personal, să le convinc că toți trebuie să punem umărul la această problemă. Dar nefiind, v-am zis, asfaltate drumurile și să nu intre mașina, n-am putut să... Nu era firesc. Să rog pe cineva să facă un contract când mașina nu trece pe acolo. Se colectează selectiv gunoiul? Da, avem o zi, dar nu prea. Cam pun oamenii tot așa. Am avut niște țarcuri pentru peturi, unde nu toți. Mai avem un pic până schimba mentalitatea în totalitate. La noi la țară e un pic mai dificil. Nu aș critica aici, Doamne ferește, dar mai avem un pic de lucru. Sper cu copiii care mai sunt plecați pe afară să vină cu altă mentalitate să mai... Că nu pot să-mi dau seama, cum am zis, că în 2-3 zile eu curăț drumurile și tot mereu sunt și să regăsesc și părâuri la fel. Dar probabil de la cei nu pot să spun că noi suntem cei mai perfecți sau cei mai frumoși, pădure fără uscături și cum este. Mai sunt și cazuri. În fiecare localitate mai da, sunt de probleme. Da. Iluminatul public ați finalizat? Cu iluminatul am reușit să montăm anul trecut 450 de lămpi cu LED.
necesară în comună mai sunt, eu personal am numărat 972 de stâlpi, sunt, mai au nevoie de lămpi de acestea, dar încercăm acum să prindem pe AFM, am înțeles că sunt, o să finanțeze până la 100.000 de euro, vreau să vă spun că și acolo sunt depus cu numărul 1 la dosar, chiar numărul 1, și aștept când se dă drumul să prindem și acolo, să vedem ce putem pune din cei 100.000 de euro, că v-am zis necesare 972 de stâlpi mai sunt, pe care vreau să fie din stâlp în stâlp. Eu nu simt adetul un stâlp, da, doi, nu. Pentru că sunt și oamenii, nu știu la cine nimerește la poartă și zice, domne, mi-ai pus mie, l-ai pus la ăla stâlpul sau ce. Să fie în fiecare stâlp. Mai bine deci un test în programul de iluminat noaptea, mai le mai opresc, dar vreau să nu fac diferențiere. Unde e stâlp să fie și lampă. Camere de supraveghere? Da, am reușit cu acestea și am trecut. Acestea le-am făcut în rate, ne vine abonamentul în factura de telefoane. Avem în jur de 500 de euro vreodată pe lună, când am avut bani să facem și am găsit prin Telecom și am făcut un contract să plătim în rate. Ce să facem când nu avem bani? Au fost foarte multe presiuni și din partea poliției care ne solicitau să aibă camere. Infracționalitatea la noi nu prea este în comună, dar era un... Nu. Suntem foarte cuminți, sincer vă spun. Da, noi până acum nici măcar poliția n-am avut, dar acum a venit vreo 3-4 zile, ne-a venit și nou un șef de post, dar câteva luni am stat de ne deserveau domnii de la Pietrari, de la secția 9 sau cum îi spune. Și camerele le aveți montate doar în instituțiilor sau Nu. Pe străzi? Păi străzi, în intersecțiile care sunt cele mai populate și cu arterele, cum ar fi aici la 100 și de metri la primărie, drumul spre Piscu Mare, drumul spre noi, în Dobricen la fel, pe ambele părți, cu oameni și drumul laterale. Deci pe unde ar trece vreo mașină este imposibil să nu... N-are pe unde să treacă, decât trebuie să treacă pentru una dintre camerele care le-am montat cu atenție ca să să prindem totul. Și niște camere foarte deștepte, am văzut și eu, chiar am rămas surprins. Punem și toate mașinile de Dolci, de exemplu. Toate le vizualizează în ziua când au trecut. Sau dacă vezi decât o cifră. Dom'le, am văzut decât o M. Toate care au avut M. Deci foarte interesante și foarte utile, mi se par. Da. Referitor la alegerile primarilor, că tot vorbim, ce părere aveți despre cum e mai bine? Într-un tur sau în două tururi? Eu nu știu ce să zic. Mi-ar fi plăcut în două tururi, sincer să fiu, mi-ar fi plăcut. Și nu aș avea niciun fel de temere. Ele, la într-un singur tur, ne avantajează pe noi, primarii care suntem în funcție, acum ne avantajează, într-un fel, dar ca să vă spun, eu cum am avut în 2016 94%, dă-l naibie, cum am măcar un 51-52%, da, dar dacă așa se decide și așa majoritatea a hotărât, o să ne confruntăm așa cum a decis legiuitorii. Dar v-am zis, mi-ar fi plăcut să fie în două tururi, pentru că, nu știu, erau emoțiile un pic mai, nu era într-o, pentru cei care, eu nu sper să nu am probleme vis-a-vis și nu cred că sunt. Cu siguranță sunt convins că tot eu voi câștiga alegerile aici, pentru că mai avem foarte multe lucruri de făcut. Cel mai important avem acum cu, cam în față aici, un aviz de la District Gaz, care ne, aceasta mă omoară acum, pe masa mea de lucru, gazele naturale, introducerea gazelor naturale, unde am primit aviz, 3 comune, Stoinești, Bărbătești, Costești, să ne racordăm la gaze de la Poșești Măglași. O sursă de gaze care este destul de generoasă, avem, ni se garantează 2000 de metri cub pe oră, ceea ce este mai mult decât suficient pentru cele 3 localități ale noastre. Eu deja am făcut procedura în seab cu o firmă de la Iași, ieri, copilul meu de la achiziții s-a ocupat de acest lucru și sper că într-o lună și ceva de zile să avem SF-ul pe masă, să putem să intrăm și noi în cele 200 milioane de euro care spun că sunt alocate anul acesta prin fonduri europene și cu guvernul României, să prind și eu în primii 200 să fiu și eu cu acel SF-ul al meu. Că înțeleg că și anul viitor sunt destul de generoasă, va fi Uniunea Europeană, se vor aloca în jur de 800 de milioane de euro. Deci suntem în grafic, dacă nu vom reuși anul acesta să începem lucrurile, eu zic că într-un an și ceva de zile se va rezolva și problema gazelor naturale.
Credeți că se va ajunge aproape în toate satele? Eu sunt fer convins, da. Și contractul care l-am făcut, nu am făcut pe anumite ulițe. Am găsit un proiectant care m-a înțeles, domnule, toată comuna, 80.000 de lei fără TVA, atât dacă costă, că eu sunt totdeauna sunt transparent în aceste lucruri, dar pentru toată comuna. Deci nu... Am avut proiectanți care mi-au cerut și 4.000 la kilometru, domnule, câți kilometri faci, ori 4.000 de lei, domnule, la sună, nu fac, nu mă încurc. Toți sunt ai mei, toată comuna sunt ai mei, facem și punem peste, pe toate ulițele. Și lucru care se va întâmpla, v-am zis, în viitorul foarte apropiat. Că și eu vreau să termin o dată cu acestea, că m-am săturat să sparg gemerul la drumuri, pe zona, să mai distruge și asfaltul și toate cele, ca să putem să mergem și noi cu finalizare, cu, am văzut și în alte localități, cu rigole, cu podețe la toată, toată lumea la fel, dar deocamdată dacă noi toți spargem la... bagă apa, bagă canalul, bagă... Da, acum și gazele, rămânem ca într-un final să mergem cu finalizarea, că nu-mi place să mai facem. Am făcut o greșeală cu niște drumuri pe la Piscu Mare care le sparg acum după ce am asfaltat, tot în faptul că erau presiuni de la cetățeni, domeni, ne-am săturat de noroaie. Da, și trebuie făcut într-o anumită ordine. Cum v-am zis acum, că nu mă grăbesc cu 15,2 km la Piscu Mare din cauza faptului că încă n-am terminat cu apa și canalul. Dar cetățenii să fie fer convinși de faptul că imediat după ce se termină, voi începe asfaltarea drumurilor. Mulțumim frumos, domnule primar. Și eu vă mulțumesc și vă mai aștept la mine. Doamne ajută!